Hai să facem un video de 4 minute. Deci, după cum vedeți, frumos, scrie din iarbă, Constanța. Mă, dar ce soare, mă! Mi-am dat un pic drumul la dronă, dar nu mă lasă să mă ridic. Am dat acolo, am dat pe el, dă-te să zboare. N-am ridicat-o mult, exact cât m-am pus acolo la... la ce literă m-am pus? La S. Între S și T m-am pus și am ridicat un pic drona că vreau să fac, am eu niște postări de făcut, dar după ce termin România Express, că nu mai vând eu poveștile pe celălalt canal. Nu le mai vând eu acolo. Oricum, alea două, trei comune care le-am făcut, am eu pozele, le editez din nou. Eu vreau să-mi fac niște filmări să le pun pe YouTube, pentru că m-a spus să-mi trebuie un program de editare, ăla trebuie să-l cumpăr, că pe light nu mă lasă pe light multe poze să pun și trebuie să-mi cumpăr un program de editare. Și cât trebuie până fac treaba? O lună. Plătesc o lună, cât e? 7 euro? 8-9 euro? Bine, îmi trebuie și timp. Vreau să le fac frumoase, de aia zic că am foarte multe. Vreau să fac cu toate județele pe care am trecut și îmi trebuie multe imagini. Și am zis că pe canalul celălalt nu le mai fac, că am văzut că am 2-3.000 de vizualizări și nu se înțelege prea mult din discuțiile alea. Le fac eu un pic mai lungi, cu poveștile, exact cât ține o piesă, 4 minute, știi? Atâta să am 4-5 minute, pun o piesă din asta cât de cât cunoscută și o să prezint județele cum vreau eu să le prezint. Urma le postez pe celălalt canal, că e muncă degeaba, degeaba, foarte multă muncă. Îmi ia 100% bateria de pe telefon, plus... îmi ia mult timp, îmi ia și plus 2-3 ore de muncă. 2-3 ore de muncă, că eu reglez, fac pe 35 de imagini, pe 35 de clipuri și multe chestii și de asta vă spun. Nu mai vreau să postez, că pierd timpul degeaba și n-am nimic de câștigat. Măcar și dacă vizualizările alea care câștigă acolo nu mă ajută cap absolut cu nimic, nu câștig nimica. Măcar dacă te fac ceva, le postez pe YouTube, fac o poveste despre fiecare județ și le postez pe YouTube, măcar acolo câștig vizualizări. Câte? 50? Nu e nicio problemă, sunt ale mele. Da! Și asta, am tras foarte multe cadre și am eu atâtea filmări, am, hoi de capul meu. Da, o să-mi trebuiască iară timp, după ce termin România, să încep să le editez și să fac o poveste legată de călătorile și drumurile prin care am trecut. Asta cum ar veni ieșirea, aici gara, am văzut gara acolo, acum ar veni asta ieșirea din județul Constanța, nu e chiar ieșirea de tot, dar acolo mă rup eu. Mă rup, e mult, e mult, e mult. Mamă, credeți-mă, eu aproape că m-am dus într-una, cred că am făcut pauză numai, să zic așa, o oră jumate am făcut pauză. O oră jumate, pe live, ce am făcut la, pe live? Că n-am făcut prea multe pauze, nici pe live. O oră jumate, să zic 2 ore. Hai să le alegăm, puteți să fie 2 ore. Eu mă duc într-una, fraților. Mă duc într-una, m-am pierdut, m-am băgat pe o stradă. Trebuie să mă întorc înapoi. Hai de capul meu. Că erau străzile lipite. Am zis, uite înainte, unde? Că trebuie să mă duc pe cealaltă. Oh, e mare Constanța, fraților. E mare, vreți-mă, e mare. Eu n-am văzut așa mare. Și eu numai pe mijloc, doar așa numai pe intersectare de alee, nu sunt eu pe... E mare, fraților. E foarte mare. Locuri, treburi, alei, șosele, mari, magazine. Hai de capul meu. Ăs. Da, acum undeva, mi se pare că ai la sensul girator, o iau în stânga, adică acolo. Acolo iau în stânga și știați asta și voi ține prezentarea până la sensul giratoriu, că îmi se fac de 4-5 minute cum am ieșit din județul Constanța, adică din județ, din orașul Constanța și mă îndrept spre complex comercial. Mamă, complex comercial am în partea aia. Îmi pierd vremea în complexele astea comerciale, așa. Asta e că cam pierd vremea pe acolo, că smart, tu te caută, acolo trebuie să consumă, nu sunt prizele așa și făcute, trebuie să stai undeva să consum, de unde, ce să consum? Consum franzele, ce? Nu mă pun la masă, la un restaurant, trebuie să, ce fac? Mă duc și îmi bag prize, scoate-te căcătoarele afară. Nu vreau să am probleme cu nimeni, să mă creadă ceva. Și de asta vă spun că asta este. Da, asta este filmarea, ieșirea din Constanța, județul Constanța,
Constanța. Constanța, la revedere. Te-am pupat. Ne vedem. Probabil altă dată, da. Nu știu eu când aș putea să mai vin aici. Și pentru ce să vin până aici? Nu am nicio idee. Nu am nicio idee. Mergem în câțiva în direcția aia. Sper că e la sensulatură, eu țin stânga. Încă stai și mine, că trebuie să ajung la, nu la Gigi, trebuie să cobor în jos aici pe o parte, la sanatoriu, nu știu cum. Am zis că e ceva sanatoriu, pe partea aici, poate trec iar o bucată de apă peste pod și e ceva acolo, da? Uite. Da, asta e, băieții. Trebuie mai departe. Complex comercial, nu știu, nu mă complic. Nu complic, am fost și data trecută în complex la comercial în Galaz, n-am găsit o prins, m-am plimbat în tot magazinul. Nu mă complic. Deși ar fi fain aici să găsesc, că am zis să mă culc aici, să spui portul la greu. Stai așa că n-avem nici apă. O să ne băgăm un glas în apă. Măcar apă de la robinet. Măcar apă de la robinet. Vedem. Am pupat și ne vedem pe direcția asta. Opa.